E onoare să îl am alături de mine pe Martin Fraian Adameț. Este organizatorul principal și omul care a inventat Romaniacs. Cea mai grea cursă de pe planetă în sportul pe care îl practic. Se întâmplă de pe 25 iulie, se întâmplă la Sibiu și este un eveniment foarte, foarte căutat. Martin vorbește bine românește, dar o să vorbim în engleză pentru că e mai ușor să se exprime sport-wise, ca să zic așa. Welcome to the show, Martin. Bine ai venit. Cred că merge și cu limba română, nu merge așa bun, dar înțelegem. Merge foarte bine. Cum o să fie anul ăsta, Red Bull Romaniacs? Da, anul ăsta să fie foarte interesant. Avem două zile în județul Sibiu și Alba și două zile în județul Vâlcea și în zona asta nu am fost așa mult și este foarte frumos acolo și sălbatic. Suntem în anul 14, cei mai buni rideri din lume vin din nou la Sibiu pentru treaba asta. E mai greu decât anul trecut? Da, sport crește, motociclete de fiecare an sunt mai bine și pot să facem un pic mai greu fiecare an. Asta este foarte bine. Prologul, ca de obicei, de care se ocupă Andy, se întâmplă în mijlocul Sibiului și aduce vreo 15-20 de mii de oameni la prolog. Sper că Andy are surprize și anul ăsta. Da, am fost primii în lume ce a făcut un prolog din asta în toată lumea, da? Și Andy a venit cu idei bun. Și fiecare an are niște idei nou cu obstacol ce intră în capul ei. Și după fiecare an poți să vezi pe toată lumea copii, un xerox de la idei de la Andy. Da, ce aduce Andy la prog anul ăsta, anul viitor o să vedeți cu siguranță în altă parte. Anul ăsta avem și o premieră. Doi mari rideri mondiali încearcă să parcurgă traseul cu motociclete pe care în mod normal le vezi în vacanță sau pe stradă. Da, avem două rideri, de Gerhard Forster din Germania cu un BMW și Chris Birch din Noua Zeelandă cu un KTM. Dar amândouă motor are dublu de greutate decât are un motor de hard enduro. Un motor de hard enduro are 100 de kilogram și astea sunt foarte greu cu 200 de kilograme și pentru asta oamenii amândouă merg numai pe clasa Iron, dar cred că nu sunt mulți oameni pe lume ce pot să merge cu un motor așa greu pe clasa de Iron. Pentru ei un challenge, vor să demonstreze că pot termina și cu motociclete pe care în mod normal le vedeți pe stradă. Ca de obicei, avem mai multe clase, de la Iron la Gold. Oamenii se pot informa de pe site-ul Red Bull Romaniacs, inclusiv despre punctele de spectatori. Da, noi avem patru clase, avem o clasă de profesioniști și also mai multe clase de semi-profesionalist și amator. Și cu sistemul ăsta permite să participe multe lume și avem participanți din 49 de naționalitate. 49 de nații. Da. Asta este foarte tare. Trebuie să vedeți ședința, primul briefing, să vedeți o mare de rider care toți își notează ce spune Martin. Ne vedem așadar după 25 iulie în zona Sibiului, în zonele de spectatori, dar marți pe 25 voi fi și eu acolo pentru că prezint evenimentul. Ne vedem la prolog. Red Bull Romaniacs este chiar cea mai tare cursă de profil din lume. Vreau ca o paranteză de final. Nu știu cât știu cine e Martin la bază, de fapt, și de ce s-a mutat în România. Martin a fost rider pro de snowboard și este între primii din lume care au avut placă, nu schiuri în picioare. Îți mai aduci aminte când se întâmpla asta? Da, când am început cu snowboard, am fost 16 ani și toată lumea a fost pe schi și a fost niște probleme pe transport pe cablu, niște stațiuni de schi nu a lăsat pe noi și an după an a mers mai bine și acum sunt foarte mulți cu snowboard și foarte, pe mine cel mai place în săpada proaspăt cu snowboard. Bun, de ce te-ai mutat în România? Nu mă înțeles? De ce te-ai mutat în România? Îmi plac, foarte frumos aici, te iubesc, munții aici în țara asta și așa sălbatic și nu sunt multe locuri pe lume așa frumos cum e în România. Mulțumim, Martin. Martin e mutat de mulți ani aici, are o familie senzațională, toți sunt rider, toți se dau cu orice. Mai multe detalii găsiți în interviurile cu el. Martin, să ne vedem pe 25 iulie atunci la prolog și
pentru încă 4 zile de chin în pădure. Ăsta este un sport, după cum știți, foarte, foarte delicat. Mulțumim, Martin! Mulțumesc eu! Legă-